Revelionul a devenit sărbătoare dublă pentru mai multe familii în care s-au născut copiii la cumpăna din 3 ani. La Spitalul Clinic Municipal numărul 1 din capitală au venit pe lume 6 băieți și o fetiță. Totuși, medicii spun că pe an ce trece, numărul nou-născuților în noaptea din 3 ani este în descreștere. Micuțul Stascula a venit pe lume exact la un minut după miezul nopții. El este primul copil în familie. Undeva în jur la orele 9:30, am început să gătesc masa și atunci când am terminat masa de pus, s-au rupt datele și deodată am chemat salvarea, la maternitate și așa a durat 2 ore. La orele 00:01 am născut, cu minut diferența de anul trecut. Mama bebelușului spune că este cel mai frumos cadou pentru întreaga familie. A fost bine așteptat, o surpriză frumoasă, toți sunt fericiți, nu s-au așteptat mult. Care au spus că așa și o să fie în seara de anul nou, noi glumeam așa, dar chiar și așa s-a primit. Toți cei 7 micuți născuți la acest spital sunt perfect sănătoși, iar în curând vor fi externați. Urmează să mai avem încă 4 nașteri. În noaptea dintre ani s-au născut 2 copilași. Comparativ cu anul trecut, în noaptea dintre ani este o stabilitate. Suntem pregătiți să primim cât mai multe nașteri și sperăm ca anul nou să fie productiv. Și la Institutul Mamei și Copilului din capitală au venit pe lume 4 bebeluși. Este vorba de 2 fetițe și 2 băieței. Prima care a venit pe lume este o fetiță. Fetița a venit pe lume la 1.48. Au fost ani când au fost 7 și mai mulți, adică da, în ultimii ani și este o mic scădere a numărului de naștere. Anul trecut de Revelion, la Institutul Mamei și Copilului, s-au născut 3 copii. Tot atâția au venit pe lume și la Spitalul Clinic Municipal numărul 1 din capitală.